Bă, n-auzi. Ai grijă la tren. Te mai e unul aici, te întâlneai cu el? Ai venit să te întâlnești cu el? Unde ești, mă? Ei, ia uză-l. Îl cunoști? Îl cunoști, mă? Mergem la el? Ha? Mergem la el? Hai la el. Hai, vină coace cu mine. Hai, vină coace. Cu grijă. Hai. Suntem în așteptare de trenuri. Să le filmăm. Și din nou am un nou prieten cu mine, care nu mai scap de el. Are și curea la gât. E scăpat într-o curte asta. Ideea este că... E, ce ai auzit? Mai bine te duci tu acasă. Și așa nu am ce să-ți dau să mănânci. Știi că eu plec. Ai auzit? Plec. Adică cu alte cuvinte nu o să scap de tine azi, nu? Uite, o să plec. O să te las aici. Ce vorbești, bune? Mai scap de ăsta până la două. Ia vezi că te cheamă, ia uzi. Pe tine te cheamă ăla. Am plecat acum. Să scap de el. Am plecat. E clar. Ești partenerul meu astăzi. Mai bine îți dau și ție o cameră să mă ajut la filmări.
Am petrecut deja 2 ore în zonă și prietenul meu, Canin, încă mă susține. Văd că nu s-a plictisit alături de mine. Hai, hai cu mine mai departe. Dacă n-ai treabă acasă? Treabă. Ce treabă poți să ai un câine acasă? Păzească curtea. Bă, tu ești dezertor, tu ai fugit de acasă. Hai, hai cu mine. 2 telelei pe calea ferată.